bună dimineața, eu sunt Drago și sunt începător. Să strânge câte like-uri se poate și o să vă arăt un joc. Și să începem. Asta e un joc pe nume Balance City. Dacă vreți, jocul este gratis. Să punem case. Și pe locul de muncă. Așa, stai. Era, dacă cădea balanța aia, că orașul meu cădea și trebuia să iau de la început. Și așa eram pe la început. Așa. Așa. Și, așa. Și după aia, punem, cred că e o casă, nu știu, dar este... Dar este o clădire. O pun aici, să se ducă mai încolo. Știu că a căzut, dar o punem aici. Și nu o să mai cad. De obicei trebuie să ai mai puțin locul de muncă decât case. Dar eu pun în egalitate. Pentru că, nu, să nu cazi. Așa. Pentru că... Stați. Să fie egală balanța de genul ăsta și casele se pot uni, dar de obicei nu se unesc. Și să vedem câte case putem să punem. Până la urmă o să fie și foc, ca în viața reală, dar doar în afară de poliție și ambulanță. Uitați focul. Nu, nu, să nu caz, să nu caz! Ce să mai zic? Este gratis. Așa. Du-te sus. Așa. Să începem și altfel. M-am început așa în modul ăla. Așa. De data asta punem case înăuntru. Că n-am mai încercat chestiunea asta. Și... Este și interesant. Așa. A, și început clădirea. Și ce e un moment istoric mai și ăsta? Că nu înțeleg. Cine știe? Pentru alte orașe, pentru alte țări. Nu, să nu cazi. Stai acolo. Așa, se duce înapoi. Are prea multă apăsare în dreapta și era să cadă. Și trebuia să începem iarăși de la început și începeam așa de bine. A, da, și să vă arăt ceva tare. Uitați-vă.
pun oda asta aici și voilà, trenul. Și în plus mai e și cu două, cu câteva metri sus. Și nu înțeles, și nu, nici nu înțeleg cum merge acolo și mai merge și metrou, trenul, ce e. Să începem să construim prin stânga, să ai voi și acolo o putere de apăsare. Și prin dreapta eu le las așa drepte, egale. Și o să punem aici și aici case. Și nu știu dacă o se pot. Să vă arăt ceva șmecher. Uite, șterg casa, clădirea aia și gata, nu mai e focul. Pentru că de obicei trebuia să fie foc, dar l-am șters. Așa. Și după aia, să construim cât mai multe case. Parcă se ducea în dreapta. Balanța. Era așa, nu știu. Nu, te rog să nu cazi. Stai acolo! De data asta o să pun două, câte două la fiecare. Mai risc. Așa, și începem. Iarăși. Sper să vă placă jocul. E gratis. O să pun și acolo locuri de muncă, dar așteptați. A, și o șmecherie. Uite, asta e șmecheria. Poți să construiești un pic mai mare, dar atâta. Și trebuie să construiești, dacă pui un monument istoric, măsurătoarea asta se duce din ce în ce mai sus. Așa. Să construim și case aici, nu mai bine punem iarbă. Bă, dar ce frică mi-a fost. Parcă cădea balanța asta, nici nu vine să cred. Nu vine deloc să cred. Și asta punem și aici. Așa, gata. Să o pune și aici. E frumos. Așa, iar iarba. Așa. Și să mai construim case. Parcă cade în stânga, dar nu prea cred. Ah, trebuie să pun și o de asta de pompieri. Așa cum am spus, doar pompierii sunt aici, în joc. Și în altele jocuri sunt și poliția, ambulanța, de genul. Ah, ce s-a întâmplat? Să-mi spuneți în comentarii ce s-a întâmplat, că eu nu știu. Chiar nu știu. Așa. Parcă cădea. Așa. Și să începem iarăși. Punem și aici. Unde vrem noi. A, dar trebuie să punem și acolo. Uitați cât balanța, să zic cât înălțimea. Avem 98. Să uitați aici dacă vreți. Așa. Și să mai creștem populația. Pe partea asta, am să zic birourile, nu populația. Și o să punem cât mai multe clădiri de astea. Nu știu dacă o să ne arate semn de
s-au unit într-un loc greșit. Mai se întâmplă, ce să zic. Așa. Credem că decade. Așa. Stați un pic că eu vreau să fac mai mare și nu înțeleg de ce nu merge. Așa. O să terminăm pentru episodul ăsta. A fost un episod frumos. O să ne revedem data viitoare. Pa, pa!